Salutare, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom pregăti împreună o cremă foarte delicioasă. O cremă cu caramel și ciocolată cu lapte. Este o cremă ideală pentru umplut torturi, prăjituri, eclere, gogoși, etc. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum se pregătește această rețetă. Într-o crăticioară vom adăuga 450 ml frișcă lichidă și 40 de grame de glucoză. Amestecăm și vom lăsa să ajungă compoziția la punctul de fierbere. A ajuns la punctul de fierbere, acum vom înlătura crăticioara de pe foc. Iar acum, în altă crăticioară, vom topi 270 de grame de zahăr. Eu voi topi prima dată jumătate din cantitatea zahărului și când s-a topit, voi pune și cealaltă jumătate. Voi proceda în acest fel pentru că se va topi mai repede zahărul. Atenție, topiți zahărul la foc mediu. S-a topit zahărul, acum vom opri puțin focul și vom adăuga frișca lichidă fierbinte și amestecăm. După ce vom adăuga toată frișca, vom porni iarăși focul și vom lăsa compoziția să fiarbă aproximativ un minut, amestecând din când în când. După care o vom lua de pe foc. Aici avem 300 de grame de ciocolată cu lapte pe care am topit-o. Puteți o topiți la cuptorul cu microunde sau la baie marin. Iar acum vom adăuga compoziția de caramel în ciocolată și amestecăm. Vom adăuga compoziția de caramel puțin câte puțin. Dacă vedeți că compoziția tinde să se întărească, nu vă speriați. Continuați să puneți din caramel și compoziția își va revine. Nu vă speriați! Am adăugat toată compoziția. Următorul pas, vom adăuga 100 de grame de unt și amestecăm până se va topi bine untul. Untul s-a topit bine, acum eu voi turna această compoziție într-un bol curat. Iar acum vom acoperi compoziția cu folie de plastic și o vom da la frigider până a doua zi. Dacă doriți să faceți această cremă pentru a face o prăjitură sau un tort, trebuie să faceți crema cu o zi înainte. A stat crema noastră o zi la frigider, iar acum vom înlătura folia cu grijă, după care vom mixa aproximativ un minut. Și gata este crema noastră! Uitați cât de bine arată! Este foarte bună! Trebuie să o încercați! Este puțin de muncă la ea, dar merită efortul! Ideală pentru torturi, prăjituri, pentru umplute eclere, gogoși sau ceea ce doriți. Și gata este crema noastră. Uitați cât de bine arată, este fermă, este ideală și pentru a decora prăjituri sau torturi. Sper să vă placă rețeta și să o pregătiți. Aștept opiniile voastre în
comentarii. De altfel, ingredientele le veți găsi și în cutia de descriere, jos sub video. Deci, dragii mei, dacă v-a plăcut, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup și numai bine! Pa, pa!